În luna august a anului trecut, ministrul Justiției Tudorel Toader a efectuat o vizită la Unguriu, la două foste unități militare dezafectate, pentru a verifica dacă locația se pretează pentru construcția unui nou penitenciar. În urma vizitei, Ministerul Justiției a declanșat procedurile pentru preluarea terenului și imobilelor de la Ministerul Apărării. La mai bine de un an distanță, administrația penitenciarelor anunță că Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a aprobat un împrumut de 177 de milioane de euro guvernului român pentru construirea de noi spații care să consolideze sistemul penitenciar și să amelioreze condițiile de detenție. Împrumutul furnizat de CEB reprezintă o contribuție majoră la planurile guvernamentale de îmbunătățire a calității și capacității instituțiilor penitenciare în conformitate cu calendarul de măsuri 2018-2024 pentru soluționarea supraaglomerării și a condițiilor de detenție adoptat prin memorandum de către Guvernul României, au mai precizat oficialii administrației naționale. Creditul de 177 de milioane de euro va fi utilizat pentru construirea a două penitenciare, cel de la Unguriu cu o capacitate de 1000 de locuri și altul la Berceni, în județul Prahova, cu o capacitate de 900 de locuri. Spațiul de detenție de la Unguriu ar putea fi realizat și dat în folosință în 2019.